Hello, buongiorno a tutti, bine ați venit pe canalul meu. Sunt Monica și aș vrea să fac o precizare înainte pentru toți cei care se uită pentru prima dată pe acest canal. Eu sunt Monica, acesta este canalul meu și am de gând să vă prezint o parte din ideile mele, să vă fac cunoscute o parte din ideile mele legate fie de educație, fie de organizare, în general de familie. Așa încât dacă vi se pare interesante și vreți să aflați și părerile altora, evident părerile mele, vă rog să vă înscrieți pe acest, să vă abonați pe acest canal. Și acum vreau să trec în intru direct în subiect și anume, vreau să vă spun că astăzi voi începe o serie nouă de filme, filmulețe, clipuri, cum vreți să le spuneți, care să aibă aceeași temă, așa anume vacanța, vacanța 2017. Și ce voi prezenta eu aici, vă voi arăta pas cu pas cum ne organizăm noi pentru vacanță. Dar ce înseamnă, de fapt, vacanța? Înseamnă plecarea în România, care are loc la începutul lunii august. Și până atunci noi ne pregătim cumva, psihologic, material și cum vreți voi. Și vreau să prezint pas cu pas fiecare mișcare pe care noi o facem și anume am să încep cu agenda, agenda de vacanță. Înainte de toate vreau să vă spun că fiecare an eu am avut o agendă în care mi-am notat tot felul de prostii, prostioare, tot felul de păreri, de idei, de liste, în primul rând. Însă aveau un singur defect. Erau toate notate la îndală, adică așa, cum le nimeream. Nu era organizată agenda respectivă, nu mai spun ce tragedie, ce nebunie era în momentul în care eu știam că am notat ceva și nu găseam în agenda. Căutam, răscoleam agenda și până la urmă, evident, după lungi căutări, reușeam să găsesc ceea ce am notat anul ăsta. Însă lucrurile s-au schimbat. Eu vreau să fiu un pic mai organizată, așa asta datorită vouă, pentru că de multe vreme aveam în cap ideea asta, însă acum mi s-a părut momentul cel mai potrivit ca să prezint ideea asta a agendei de vacanță. De fapt, ce este agenda asta de vacanță? Este un caiet în care ne organizăm, ne notăm toți pașii pe care îi facem pentru plecarea în România, mai precis. Eu aș fi vrut să o fac pe 3 luni, adică iunie, iulie și august. Având în vedere că noi deja suntem la sfârșitul lui iunie acuși, am zis că hai să fac numai 2 luni, iulie și august. Și am zis hai să mă apuc de treabă. Și mi-am făcut rost de un caiet, mi-am făcut rost de, mă rog, toate șmecheriile astea care sunt necesare unei agende, pentru că v-am spus, eu am deja caiete, caietele în care îmi notez tot felul de șmecherii, v-am spus deja de caietul meu de rețete, caietul meu de bucătărie. Acum vreau să vă arăt caietul meu de vacanță, pe care o să-l fac împreună cu voi. Și m-am pus pe treabă. Am început să caut pe internet, în special, pagini din astea de agenda, foi din astea, rubrici de agenda, pe care să le printez, să le copii, să le fotocopiez și să mi le organizez într-o agendă. Însă, ce credeți? N-am găsit decât în limba engleză. Peste tot unde mă învârteam, mă suceam și mă răsuceam, ce credeți? To-do list, cleaning planner, shopping list, deci toate în limba engleză. Bine, am găsit și în italiană, în franceză. Mai puține, mi-aduc aminte că odată, căutând eu tot așa, acum mai de mult, am găsit ceva în limba română, nu mai știu unde. Acum, vă spun, nu mi-am notat, n-am salvat pagina respectivă, nu mai știu unde am găsit-o, însă acum n-am mai, întâmplarea face că acum n-am mai dat de ea. Așa încât ce mi-am spus, domnule, hai să mă apuc eu să-mi fac eu rubricile mele, așa după cerințele mele, cum vreau eu, să le fac în limba română. Și mi-am făcut eu o schemă acolo cu pixul, am să vă arăt imediat. Așa cum era, nu? Și cine mi-a sărit în ajutor? Nici mai mult, nici mai puțin decât artista familiei Teodora, care a zis, mama, îți fac eu o pagină așa cum vrei tu, o desenez și ai să vezi ce frumos o să iasă. Bine, m-am încrezut în ea și să vă arăt imediat ce a ieșit.
ieșit, așa încât foaia asta, ați văzut că sunt două, câte două foi pe o pagină. Și eu o să, așa, eu o să o tai în jumătate și o să mi-o pun într-o agenda. Acum să vorbesc despre agenda. Agenda poate să fie săptămânală, poate să fie zilnică, poate să fie lunară, cum vreți. Eu am ales să fie pe zile, zilnic, așa încât fiecare chestiunea asta corespunde unei zile. Și o să, am, o să o printez și apoi o tai în jumătate și o să o atașez unui caiet. Caiet care va fi nici mai mult, nici mai puțin acesta. Deci o copertină din asta, cu la mijloc care inelele astea care se prind și o să le încadrez acolo pe toate. Bineînțeles că o să mai am nevoie și de alte materiale. Deci dacă aveți nevoie, vreți să faceți o agendă, vă trebuie un caiet, toată lumea are caiet în casă, dar vă sfătuiesc, vă dau un sfat așa artistic. Alegeți-l pe cel mai frumos, care vă place vouă cel mai mult, caietul cel mai simpatic, care vă creează așa o stare de bucurie. Așa, deci pe lângă caiet, pix, creion, ce mai vreți voi să mai decorați. Eu am o mulțime de mărunțișuri din astea și o să vi le arăt și pe, și pe acestea pe care le voi folosi eu. Deci să trecem la treabă. Prima mișcare ar fi, pentru că acest caiet, ia uitați, are desenul ăsta, vreau să fac ceva, să-l transform un pic și să-i pun o altă copertă. Așa încât voi folosi aceasta pe care o voi lipi pe caiet. Vă spun pașii și apoi o să trec la treabă. Deci o să pun asta. O să mai folosesc după aceea și un plic din asta de plastic pe care o să-l lipesc pe partea laterală pe a caietului. Apoi o să introduc paginile. Deci, la treabă! Pentru că vă ajută mai bine să vă orientați. Deci spor la lucru și ne vedem la următorul filmuleț. Nu uitați câte timp să vă abonați. V-am pupat!